special să nu lăsăm să aștepte. Se numește Timotei Rad și este primul român care și-a propus să facă în conjurul lumii cu Iamănene sau cu autostopul. Asta în filmele americane se cheamă hitchhiking. Bună dimineața! Bună dimineața! Câți ani ai? Destul de mulți, 27. 27 de ani, stai liniștit, suntem unii mai bătrâni pe canapea decât tine. Nu ți-a venit ideea asta să călătorești doar cu autostopul? Am terminat anul trecut facultatea, da. Și lucram pentru licență, făceam un studiu și aveam nevoie să consult niște resurse bibliografice, niște cărți foarte vechi care nu le găseam numai la Paris, Londra, Leipzig, Viena. Și ca să ajung la bibliotecile astea, nu aveam un buget suficient de mare să merg cu tren, autobuz sau ceva de genul. No. Și am zis, băi, am auzit pe alții care au făcut asta, nu poate să fie imposibil de făcut-o, unul pot să fac și eu. Și m-am luat, m-am dus prima oară până la Paris și înapoi, 10 zile, 4900 de kilometri cu 90 de euro. Atâta te-a costat tot drumul. Da. Spune-mi, aveți reguli în povestea asta cu autostopul? Trebuie să lași ceva, trebuie să dai bună ziua, trebuie să conversezi? Nu știu, că n-am făcut niciodată autostopul, jur. Te cred. Ok. Deci în România se așteaptă la urmă bani. Se obișnuiește să dea bani. Dincolo, din Ungaria încolo, înspre vest, nu se dă. Deci te ia omul ca să converseze cu cineva, ca să facă o faptă bună, mă rog. Da. Motivațiile pot fi diverse. Tu ai noroc, te ajută fața, eu îți spun. Adică, nu, eu pe tine te-aș lua mașină oricum. Adică... Nu, dar sunt alți domni care, uite, pe Daniel, uite-te la Doamnele, Daniel acolo, cum fiind. Doamnele, dacă m-ar lua să o domnișoarele. Da. Cum o cheamă pe asistentă? Flavia o cheamă. Nu, Flavia, nu, invers. Ar lua-o cineva pe Flavia cu autostopul? Pe bune, uitați-vă la ea. Nu pare un gen periculos? Da. O iei cu autostopul și la destinație îți dai seama că ești divorțat. Știu că nu e ușor, nu e ușor. Uneori stai pe marginea drumului și nu te ia nimeni mai multe zeci de minute, este? Dacă ar fi zeci de minute, ar fi bine. Este când trece de zeci de... Nu, cel mai mult a fost 12 ore, singură dată. 12 ore nu te-a luat nimeni. Da, dar au fost mai multe motive. Eu am știut la ce mă expun. Era noaptea de Crăciun, era noapte, era Crăciun. Și eram pe... greșisem și drumul, luasem pe rută greșită. Da. Și îți greșeli tehnice până la urmă. Păi asta vreau să spun, pentru că și eu mă bazez pe orientare în sportul meu. Tu trebuie să întrebi omul înainte de a te urca mașină, sau el să te întrebe pe tine încotro mergi. Dar tu, nefiind din zonă, nu știi toate localitățile. Că uite, de exemplu, dacă ești la noi în Banat și zice omul că merge până la Berexău, da. Dar tu nu știi Berexău, tu știi că vrei să ajungi la Arad. S-ar putea să-ți dea cu virgulă. Cum faci? Trebuie să te informezi și tu. La noi în țară e simplu, șoferii cunosc drumurile. Dincolo e mai greu, mai ales că sunt autostrăzi peste tot și sunt o felul de juncțiuni. Treci de pe A6, pe A4, pe, mă rog, mai ales Germania, Spania. Și acolo trebuie să știi tu. Și una din regulile mele este să nu folosesc hartă. Am făcut 73.000 de kilometri fără hartă. Mamă, trebuie să schimbăm uleiul. Așa, deci nu te folosești de hartă, de ce? Pentru că te induce în eroare. Nu mă induce în eroare, vreau eu să-mi dezvolt abilități, mă rog, să știu că merg fără hartă. Și atunci întreb șofer de tir, întreb lume în PECO, pe ăla care lucrează la pompă, sau mă rog, conversez cu oameni, un motiv în plus ca să intri în vorbă cu oamenii. Da. Și se întâmplă să rătăcești. Se întâmplă ca omul să îți pună o porcărie, să te lași după el. Da. Că nu cunoști, n-ai habar. Și să o iei aiurea. Mi s-a întâmplat în Maroc asta. Și eu trebuie să mă întorc 300 de kilometri ca să găsesc... Nu, pardon, nu a fost chiar 300, de vreo 100 de kilometri. Să găsesc o benzinărie pe partea pe care mă interesa, mă rog. Am înțeles. Iartă-mă că te întreb, tu ce ești, ce facultate ai terminat? Am terminat Relații Internaționale Studii Europene în 2009. Da. Și Cartografie în 2012, pentru că am făcut două facultăți. Deci cartografie, dar nu te bazezi pe hărți. Bine. Hărțele fac eu după aia cu traseele. A, deci mi se pare foarte traseu. Fac frumos harta și o pun pe... Pentru învățături, că tu deja acum ești un tip sfătos după 73.000 de kilometri. Te poate găsi lumea pe Facebook, pe internet, pe undeva? Ai un blog, un jurnal de călătorie? Da, chiar îi aștept și mă pot ajuta cu un like, cu o chestie de genul, ca să promovăm povestea. Pagina de Facebook se numește În conjurul lumii cu autostopul, da. Și blogul autostopmagilan.ro. Mi se pare foarte tare. Cât crezi că îți va lua, după mediile orare pe care le scoți de ceva timp încoace, să faci un tur de lume? Știu trei tipi care m-au reușit asta și la doi dintre ei le-a luat 5 ani. Ambii. Sunt doi francezi și le-a luat 5 ani. Au mai fost un american care a făcut asta, nu știu cât i-a luat, nu mai rețin, și un rus a început și cred că s-a dat bătut. Nu-i sigur că o să reușesc pentru că e ceva foarte greu. Am înțeles. Mă gândesc că o să-mi ia minim 3 ani.
Dar nu îmi pun o limită. Poate să-mi iei 10, 15. Poți să spun niște întrebări fulge? Poate mă însor într-o țară 2-3 ani cu o gagică faină și pe continui. Zi. Nu, no, gagică faină, tot aceea am ajuns. Te-a luat vreodată vreun popă cu autostopul? Popă nu. Popă n-am avut. Ai nimerit vreodată în tir să fie și o doamnă lângă să te așezi pe moale? Nu. Nu era ocupat tirul. Doamne feri. Astea, tiristele de pe marginea drumului, au început să te cunoască pe nume? Nu. Foarte. Dar au intrat în vorbă cu mine, au încercat. Mai au încercat. Da. Tu ai și fața asta de client, da? Da, da, el a intrat în vorbă cu ele, dar vrea tot gratis ca și transport. Exact. Și atunci l-au abandonat, au zis, mai roiul, da. Personaje ciudate care te-au luat cu autostopul vreodată, vreunul pisălog de să nu scap de el, cum nu scap eu de camel? Da, mi s-a întâmplat să mă dau, să-i, mă rog, să-i spun elegant că vai, vreau să vizitez un prieten în tur, da. Pentru că încerca să-mi povestească ceva ce nu-mi plăcea, să mă convertească de la o anumită șmecherie. Ăștia cu religiile bune. Zi-mi dacă vreo fată foarte, foarte frumoasă te-a luat vreodată la autostop. M-a luat o singură tipă tânără. Era ok, era acceptabil. Nu era acceptabil, nu înțeles. Deci nu de îndrăgostit? Nu. Sau vreo doamnă foarte agasantă? Agasantă nu, dar m-a invitat la ea acasă. Păi, drace, dacă nu se apucă și puberul acum... Da, uite, pubere, prima albină la... care își face cruce. Ia uite aici. M-a luat un tip drogat și era să ne omoare pe amândoi. Aoleu. Și a fost singura experiență neplăcută. Adică în 73.000 de kilometri poate m-au luat mii de oameni, da. Dar niciunul nu a fost răuvoit. Ăsta săracul nu știa ce-i cu el și... Bine că n-a fost beat. Lasă. Da. Am avut șansa ca după vreo 30 de kilometri să vină o benzinărie. Eram în Elveția, acolo e numai munte, viaduc, prăpastie și benzinările la distanțe mai mari, da. Și atunci ziceam, mă, când vine prima benzinărie? Și la întorul ăsta până a fost foarte aproape prima benzinărie și am început să-l stresez. Toilet, toilet, toilet. 15 minute nu înțelesesem niciun cuvânt din gura lui. Nimic. Ce era, elvețian? Nu, japonez. Dar era... Un japonez drogat în Elveția, mi se pare. Cu mașină matriculată în Franța. Mi se pare că situația a fost sub control. Maestre, vreau să ne vedem neapărat pe Facebook. Să citesc despre tine. Mi se pare că ai o poveste super interesantă. Da.